s-au aventurat să caute ciuperci și s-au rătăcit în pădure. Vorbim despre doi minori de 7, respectiv 8 ani și mama acestora. Fără să-și dea seama, cei trei s-au îndepărtat de tată și s-au pierdut de el. În zadar au încercat să găsească drumul spre casă. S-au panicat și au sunat imediat la 112. Pompierii din cadrul Isugorj au pornit căutările și după 10 de minute, cei trei au fost găsiți. Din fericire, mama și cei doi copilași au scăpat teferi, dar s-au ales cu o sperietură zdravănă. În goana după ciuperci, cei trei s-au trezit departe de tată și au intrat în panică. Au sunat imediat la 112 și au cerut ajutorul oamenilor legii. O familie din Târgu Jiu, formată din mama, tatăl împreună cu cei doi copii ai lor, un băiețel în vârstă de 8 anișori și o fetiță în vârstă de 7 anișori, s-au aventurat ieri în pădurile din zona Preajma în căutarea de ciuperci. Entuziasmul de a găsi cât mai multe ciuperci a făcut ca mama și cei doi copilași să se îndepărteze de tatăl și să se rătăcească. Singura soluție fiind aceea de a suna pe numărul unic pentru apelor de urgență 112. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție și au pornit în căutarea celor doi minori și a mamei. Echipajele Isugorj, în cooperare cu echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, s-au deplasat de urgență la fața locului, stabilind coordonatele în care se aflau cei trei rătăciți și găsindu-i rapid teferi și nevătămați. Noi, pompieri militari, recomandăm tuturor cetățenilor care se aventurează în astfel de plimbări să-și ia toate măsurile de precauție, pentru că este foarte ușor de dedus consecințele pe care le-ar putea avea aceste plimbări. Căutările au durat 10 de minute, însă din fericire cei trei au fost găsiți teferi.